Fondurile externe au fost utilizate pentru procurarea și montarea de instalații fotovoltaice, refacerea și modernizarea finisajelor interioare și exterioare, modernizarea instalațiilor termice și electrice, precum și pentru consolidarea clădirilor în care funcționează școlile din satele Mădular și Armășești. Am reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ducem la bun sfârșit lucrările la cele două unități de învățământ. S-au scurs 2 ani de zile, nu a fost deloc ușor, a fost foarte greu. Pentru că așa e în țara românească, dacă un lucru care doresc să-l faci nu este greu, parcă nu iasă bine. Dar mulțumim lui Dumnezeu, a ieșit foarte bine și unitățile de învățământ sunt reformate total, spunem aceasta, de la fundație până la acoperiș interior-exterior. Au fost modernizate după ultimele standarde, iar referitor la finanțare, e adevărat, nu este un plan guvernamental, ci unul extern. Banii aceștia sunt bani elvețieni care au venit, care noi i-am luat pentru eficiență energetică și a fost cu extindere, cu o complexitate de lucrări care s-au făcut la cele două unități și astăzi putem să spunem că avem două școli moderne. Ne bucurăm că putem lucra într-o asemenea școală modernă. Un exemplu de așa da îl oferă și conducerea școlii din satul Mădular din Cernișoara, care a obținut o finanțare de 700.000 de lei din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar pentru dotarea celor două unități cu sisteme moderne de învățare, table interactive și alte echipamente IT. Proiectul se va derula pe o perioadă de 3 ani școlar. În primul an școlar am achiziționat echipamentele pentru două clase inteligente, cu care au fost dotate cele două școli gimnaziale respectiv, școala gimnazială Sat Mădular și școala gimnazială Sat Armășești. De asemenea, tot prin acest proiect am echipat și utilat cu mobilier două biblioteci pe care le-ați văzut. Și tot în cadrul acestui proiect am desfășurat cursuri de pregătire suplimentară cu elevii de învățământ gimnazial la două discipline, respectiv limba și literatura română și matematică. Rezultatele s-au văzut, deoarece la sfârșitul clasei a 8-a, la examenul de evaluare națională, elevii de clasa 8-a au obținut note bune și foarte bune, procentul de promovabilitate fiind de 86,6%. Cele două școli din comuna Cernișoara vor beneficia și de alte dotări printr-un proiect depus de administrația publică locală în cadrul PNRR. De asemenea, printr-un proiect al Consiliului Județean Vâlcea, elevii din localitate vor avea la dispoziție și un microbuz electric.